Acum am plăcerea să filmez o parte, o mică parte din trofele campionului Azmarandei Florentini din Pașcani. Domnul Florentin, anul trecut în septembrie, când am venit pe 14 septembrie, da, la dumneavoastră toate aceste cupele aveați într-una din încăperi. Știu că umpluseți o cameră întreagă numai cu trofee. Vreți să vă spun? De ce l-aveți acum aici la terasa asta? Vreți să vă spun? Ia ziceți. Păi doar când ați venit știți că soția era însărcinată. Da. Și mă lua la bâză, zic că da, tu ții porcării, pentru ea-s porcării, pentru mine e sufletul. Toți ții porcările astea, ții o cameră ocupată, ia-ți-le de aici, du-ți-le. Am avut unii, le-am pus așa, am dat multe din... Uitați, tablou venit de pe... De afară unii îl țin, păcate el că se deteriorează, dar na. Da. Da, și oricum am să dau o cupă mare, să o aibă la Columbodrom acolo, de să o căutăm una așa mai frumoasă. La Sitges, nu? Da. Da. Să apară numele noastră deci, pe aia acolo. Domnule, asta o dau la domnule de la Columbodrom să o pui acolo, dar când să vin cu puii la acolo, să fie acolo. Bineînțeles. Deci nu o dați mai departe. Bineînțeles, nu. În rest, domnul Alexandru, deci m-a fugărit din camere, o să scrieți tăblile tale și dori. Alte soții caută și roagă pe bărbați, da, să ai bagă în casă. Da, eu acolo ce aveți? Național Berlin 2014? Național Berlin 2014, locul 2, parcă. Femeia asta e vândută la cineva, e dată la cineva. Nu prea am, doamne, eu nu prea le-am ținut. Am aș, doamne, teancuri de... Păcat, aici sunt cupe foarte valoroase. Majoritatea sunt opțiune... Dar ascultați-mă un pic, când am dat locul 1... I-ați dat și cupa, și nu? Și cupa, și cartotecele alea, și diploma, dar pe eu ce fac? Ies, doamne, s-a râs la om, nu mință, da, oameni. Am dat cu toate, nu? Eu uitați, cupii. Eu am avut o cupă de palmares 3 ani pe podium. Cam așa. Cam așa de mititică, dacă... Palmares 3 ani, nu? Palmares 3 ani la fond, pe podium, nu știu, locul 2, parcă. Dom'le, credeți-mă, n-am, atât, cam atât, cred că și asta e mare. Da. Nici nu m-am dus-o eu de pe podium, eram la masă acolo la expoziții, cu niște băieți la Cara Severin, și s-a dus omul și-a luat-o și-a zis, du-te, puneți-o voi acolo. Păi vedeți, dacă ați deranjat, ați primit o cupă mică. Da. Mai bine că o luat alță, la viteză, niște de alea, zici că-ți calzi copchii. Cristel, zice. Da, astea, dar nu sunt supărat, da, pe chestia. Aveți aici două mari de total, unde le-ați obținut? Dom'le, astea au mai rămas din câte tot pe FCP, locul 1, pe țară, nu mai știu. Da. Clas național dintr-un negru. Frumos, da, frumos. Încet, încet, cred că o să vă retrage și mai... Nu știu, nu știu unde le ascundeți. A, nu știu, nu știu. Să vă arăt că, încă o chestie. Eu n-am știut domnul Alexandru. Deci anul trecut, deci când am zburat Barcelona asta, eu n-am știut de premiere sau de ceva. Mă sună într-o zi domnul Cristunea și o zic, domnul Asmarandi, dar știți că aveți diluat niște bani, cupă și diplomă pentru porumbier la Barcelona? Păi nu știu, doar eu nu i-am dus pentru cupă sau diplomă. Sau eu am vrut să-mi testez. Da, să testez valoare porumbierul. Domnule, un bărbat foarte cinstit, m-a sunat, era plecat în Spania și a zis că, domnule, vezi că am trimis cupa, diploma și un plic cu bani la expoziția FCPR-ului și să suni cineva acolo, dacă vă duceți, să-l suni pe băiatul ăla să vă dea. Am sunat pe cineva de aici din zonă care s-a dus, că eu nu m-am dus. S-a dus, domnule, da, domnule, uite asta. Și mi-a dus, domnule, deci plicul cu bani, deci Dumnezeu Iisus, eu nu, nici nu-l laud, nici nu-l mă degrabă dacă greșesc și știem, eu îl dădeam eu. Da, da. Nu vileagă acum, da. Mi-a dat, domnule, banii cinstiți, cât o calculat acolo, cât tot. Da. Deci, pe când sunt alții, și eu n-am știut, că eu n-am văzut scris nicăieri. Pe când sunt alții care ne-au promis gem Chicheanu mare și sare și mi-au dat-o prin gură la tot. Da, asta e. Felicitări. Da. Sunt convins că și în anii următori o să mai obțineți astfel de cupe și trofee, pentru că fabrica aici, în curte, la noastră, na, mâinile sunt la purtător, nu? Ce să spun, domnule, deși
Anul ăsta am luat o singură cupă de la... Că mulți zic că, a, da, smarani, din nou mai lua cupii cu lua, când mă duceam cu două, trei mașini, cu cutii, cu portbagaje, cu... Odată am fost cu papucu la județ eu. Zic că, da, smarani, din nou mai lua, dar am luat o cupă, șaloră, sunt foarte valoroasă. Dar am luat o cupă pe Barcelona, care valorează cât, încă 5 ani să mă ia ei cupii, da, pe județ sau pe... Cred. Da. Dar toată stima și pentru cupele lor, nu că să nu valorează. Dar o singură cupă am luat. Da. Nici n-am zburat, nici nu m-a tentat. Da. 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 Capaca asta. Alea grele, lungi. Alea-s de mine, nu? Da. Mersi mult încă o dată, că stima. Da.